Așteptarea a luat sfârșit, dar nu mă refer că a trecut pauza de publicitate și că am revenit în direct, ci că a sosit momentul să se gătească și la acest matinal. Mai toate emisiunile matinale beneficiază de prezența unor șefi, unor bucătari care ne încântă, ne delectează cu tot felul de preparate. Iată că am reușit și noi să intrăm în rândul lumii. E adevărat, a trecut ceva timp de când am început acest matinal, dar știți cum se spune, mai bine mai târziu decât niciodată. Și ne ajută George Florescu, prieteni, mergem la Cluj, iată-l, șef Geo Flores împreună cu noi. Sper că ne auzi, că de văzut noi te vedem foarte bine. Bună dimineața, Geo! Bună dimineața, da, vă aud foarte bine, vă văd foarte bine. Și noi te vedem, da. Ceva sănătos, foarte delicios. Da. Super simplu. Dar până acolo, întrebarea pe care ți-ar adresa-o orice student, copil, adolescent care ar dialoga și ar vedea ce faci. De unde pasiunea asta pentru pasiune dusă la extrem, dacă vrei, pentru bucătărie, pentru gătit, pentru gastronomie? Sincer să fiu, pasiunea de la care am început a fost mai mult pentru sănătate pe termen lung. Deci asta... Ăsta a fost startul acestei pasiuni pentru a găti și bineînțeles că ulterior, citind foarte multe cărți din domeniul sănătății, a trebuit să mă reprofilez și să-mi și gătesc de mâncăruri foarte frumoase. Și atunci am început împreună cu soția mea să gătim mult mai mult. Ea oricum gătea acasă pentru că avem trei copii și cineva trebuia să gătească pentru toată familia. Da. Dar acum mă implic și eu și încercăm să transformăm fiecare mâncare într-un medicament natural. Da. Pentru că părintele medicinei, Hipocrate, a zis acum peste 2000 de ani să ție mâncarea medicamentul și medicamentul mâncarea. Da. Cred că a folosit jocul acesta de cuvinte, pentru că este foarte adevărat și cam asta încercăm să facem și noi. Dar spune toți, și noi de aici din platou, și colegii din regie, și cei care se uită la noi, toți gândim așa, încercăm să mâncăm sănătos, dar nu mereu ne iese. Iar dacă trecem noi la bucătărie, șansele să facem așa cum faci tu sunt foarte mici. Pentru că, aici vorbesc în nume propriu, că nu vreau să jignesc pe nimeni, evident, pentru că n-ai talent, degeaba vrei dacă nu poți. Tu ai și talent pentru așa ceva și recunoaște, nu mai fi atât de modest, că nu te prinde. Da, mulțumesc mult. Probabil că mă ajută sistemele de gătit în care gătim, pentru că totul se face foarte ușor. Nici măcar nu trebuie să fii extrem de talentat. E destul, cred că, să ai o mică pasiune spre un stil de viață mai sănătos și atunci cu siguranță vei putea să faci schimbările necesare și vei putea chiar să îți găsești niște talente ascunse. Da. Dar înțeleg că ești vegan, adică din punctul tău de vedere sau în ceea ce te privește, carnea nu există în bucătăria ta sau în frigiderul tău. E adevărat? La începutul perioadei de schimbare, am fost vegan strict timp de 3 ani. Asta se întâmpla în 2015. Da. Timp de 3 ani vegan strict. Ulterior am inclus în alimentația mea și pește, foarte rar produse lactate. Și sincer să fiu, acum de Crăciun a fost prima dată, după 5 ani, când am gustat și eu un pic de cârnăcior, mi s-a făcut poftă și n-am mai putut să rezist. După 5 ani a fost prima dată când am pus o bucată de carne. Dar, repet, doar am gustat, mi-am satisfăcut pofta, am mai gustat și niște slăninuță, pentru că am auzit o discuție vis-a-vis de slăninuță. Adienci, da, spunea Adienci, îl dăm în fapt acum, de sărbători. Da. Exact. Salut și pe Adrian, salut și pe Viziru. Da, salut. Bucur să te revăd după perioada pe care ai avut-o aici la Cluj, în care mi-ai fost și antrenor. Cu Lobonț, da.
Și a fost o perioadă, chiar dacă ea scurtă, a fost o perioadă frumoasă, George. Dar spune, domnul Vizilu, pe gustul tău nu e domnul Florescu, nu? Cum gătește vegan, așa, puțin pește, ai văzut. Adică nu e. Tu ești, ai și spus că te-ai întors acasă. Da, porcul e fratele meu, să zic așa. Da. Da. În același timp chiar aveam o curiozitate, că bănuiesc că în momentul când te-ai lăsat de carne, activai ca și jucător încă, nu? Da. Ai simțit diferența? Adică era mai bine din momentul în care te-ai lăsat de carne sau te simțeai, adică erai mai în vână, aveai stamina mai bună, rezistență mai bună? Chiar sunt curios dacă s-a schimbat ceva sau dacă ai simțit o schimbare majoră. Da, de fapt totul a pornit de când am citit cartea Studiul China. Uh-huh. În Studiul China se face o corelație între proteina animală și tot ceea ce ziceai tu, energia noastră, atât a sportivilor cât și a oamenilor normali. Energia noastră de zi cu zi, dar cei care au scris Studiul China duc puțin și mai departe acest proces și fac o corelație între proteina animală și bolile occidentale, uh-huh, care sunt în ce mai prezente în societatea noastră. Bun, după ce am citit această carte, am decis să fac o schimbare. După o lună de zile mă simțeam deja mult mai bine din punct de vedere fizic, iar după 3 luni de zile, doctorul de la Omonia Nicosia, pentru că în perioada aceea evoluam acolo în Cipru, a venit la mine și mi-a zis că am cele mai bune analize de sânge, nu doar din echipă, ci cele mai bune analize de sânge pe care le-am avut de-a lungul perioadei petrecute acolo. Deci, practic, a fost o schimbare extrem de benefică pentru mine. Chiar și el mi-a zis, zice, eu nu promovez un stil de viață vegan, dar dacă ție ți se potrivește, din punctul meu de vedere, e ok să continui pe aceeași linie. Să-i continui. Eu nu vreau să promovez un stil de viață vegan, ceea ce vreau eu să promovez de fapt este un echilibru. Pentru că din punctul meu de vedere e cel mai important să ne găsim noi fiecare, pentru că toți suntem diferiți, să ne găsim echilibru nostru. Atât din punct de vedere alimentar, cât și din punct de vedere, știu, al vieții personale, profesionale, al îmbinării tuturor acestor factori. Trebuie să avem un echilibru și vă auzeam Adineau vorbind despre Adrian, cum reușește să arate așa de bine. Ei, eu cred că Adrian și-a găsit un echilibru și din cauza asta reușește să mențină așa de suplu, să arate așa de bine în continuare. La asta mă gândeam și eu, George, așa este. Să știi că mi-am găsit un echilibru. Adică îmi fac poftele, sunt un gurmand, îmi place să mănânc o slană bună, să mănânc cu, eu știu, un muș de vită foarte, foarte bine făcut. Dar țin și posturile, am o alimentație cât de cât corectă, adică nu mănânc prăjeli. Și da, adică când îmi impun ceva, pot să am o limită, sigur că da, și devine o obișnuință. Deci dacă exact cum ai făcut, pentru că eu te țin foarte bine minte, tu ai pornit exact cum ai spus, de la sănătate. În primul rând pentru sănătatea ta. Și știu că nu mâncai carne și după aia ai pornit-o pe drumul ăsta. Eu îți urez succes. Chiar mă uit la tine, la figura ta și te asemeni chiar cu un adevărat șef, bucătar, dar ai și o mică parte din Donadoni. Așa, și de ce șef Donadoni, da. Spunem de aici încolo. Ce să zic, multă sănătate, George, ție și familie, și să ai succes în tot ceea ce îți propui. Tu ești un băiat inteligent și eu sunt sigur că vei ajunge acolo unde tu îți dorești. George, înainte de a ne... De fapt, spune-ne ce o să gătești. O să luăm o scurtă pauză și apoi o să te vedem la lucru. O să mai și vorbim pe parcursul procesului de gătit. Dar ce ne-ai pregătit? Așa, okay. O să facem un somon pe pat de lămâie. Wow. Vin la Cluj. Așa. O să facem un... am făcut de fapt un orez negru, pentru că mi-a luat puțin mai mult timp. L-am făcut în prealabil. O să facem un orez negru și o salată de spanac. Da. Spanac, baby spanac. Da. Deci spanac crud. Da. Și cam asta e prânzul familiei noastre astăzi. Da. Păi nu, că venim și noi, nu. Familiei noastre însemnă și... Să punem niște jumări pe lângă, da, pe acolo. Scurtă pauză, după care o să-l vedem pe George la treabă, timp în care evident că noi o să mai și vorbim și între noi și cu el ca să
păstrăm contactul cu tot ceea ce se întâmplă în această emisiune.